Poliția italiană a dat o nouă lovitură la vârful mafiei siciliene din Palermo, unde Cosa Nostra încearcă să se reorganizeze, potrivit unui comunicat al organelor judiciare italiene. Poliția antimafia din Palermo a arestat 7 persoane, dintre care 3 sunt suspectate că au participat la o reuniune la 29 mai a cupolei, Comisia Liderilor Mafiei. Celelalte 4 persoane arestate sunt suspecte de extorcare prin metode mafiote. Este vorba de prima reuniune de acest gen din 1993, anul arestării lui Totorina, pentru a alege noi șefi ai Caracatiței și a reorganiza activitățile legate de traficul de droguri și pariuri online. În decembrie anul trecut, poliția italiană arestase deja 46 de persoane suspectate de apartenență la Cosa Nostra, între care Settimo Mineo, considerat drept noul șef al Cosa Nostra din Palermo.